În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează preacerințe părinte ca să predic. Pentru rugăciune Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacerințe părinți, iubiți credincioși, nașterea Maicii Domnului este întâiul praznic împărătesc din șirul celor 12 din timpul anului. Anului bisericesc care a început la 1 septembrie. Nașterea Maicii Domnului este ca o minune pentru noi, pentru că ea a fost o taină a lucrării lui Dumnezeu. N-a fost cunoscută, n-a fost pusă în cinstirea pe care o dăm noi astăzi, de la început. Dar întotdeauna se spune că orice lucrare a făcut Dumnezeu, taina sus răsare ca o taină mare. Așa este și sărbătoarea sfântă de astăzi, când cinstim nașterea preasfintei născătoare de Dumnezeu. Să ne aducem aminte că Mântuitorul, înainte de Sfânta Sa Jertfă, a spus: bobul de grâu de nu va muri, rămâne singur. Și când a spus acest lucru, s-a referit la tot ceea ce a lucrat Dumnezeu până când a venit Mântuitorul în lume ca să mântuiască lumea. Numai Sfânta Jertfă a deschis ochii oamenilor să vadă viața Lui. Mântuitorul a înviat, s-a ridicat din mormânt pentru că oamenii să vadă adâncul vieții sale, asemănător cu adâncul mării, cu sânurile Tatălui, cu mormântul Lui. Așa de adânci sunt lucrările lui Dumnezeu și de aceea și de o taină atât de mare. Iată, și nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost descoperită după învierea Mântuitorului nostru. De la înviere s-au întors Sfinții Ucenici și toată biserica să cinstească nașterea Domnului. Și această cinstire a fost întărită în secolul al IV-lea prin Sfântul Ioan Gură de Aur, cu postul Crăciunului, care până atunci nu exista. Era cinstită sărbătoarea nașterii Domnului odată cu botezul Domnului. Iată, de atunci, de când Sfântul Ioan Gură de Aur a fost rânduiala aceasta, a însemnat cinstirea nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cinstirea venirii pe pământ a lui Dumnezeu, a lui Dumnezeu cel din veci, doar cu numele Său din veci, anume Dumnezeu Immanuel. Dumnezeu este cu noi. Și acest lucru a mers cu tainele răsăritului minunilor lui Dumnezeu, răsăritul și descoperirea tainelor lui Dumnezeu. Mai departe, atunci când din cauza altor mari erezii, cum a fost aceea lui Nestorie, Maica Domnului nu era pusă în cinstea pe care o avea totdeauna în Sfânta Biserică, și anume aceea prin care a venit Dumnezeu și s-a născut cu trup pe pământ, ca Dumnezeu cu noi. Și atunci Biserica și-a îndreptat toată atenția ca să răspundă la cei care se îndoiau de darul cel mare al lui Dumnezeu care l-a dat ei. A pus toate sărbătorile legate de viața Maicii Domnului, nașterea, intrarea în biserică, nașterea ei, deci intrarea în biserică, după aceea nașterea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Și este vorba de lucrarea aceasta pe care noi suntem chemați să o descoperim, și anume, să descoperim că nu putea veni Dumnezeu pe pământ dacă nu era cineva atât de aproape de Dumnezeu, cum a fost Maica Domnului. Aceasta este taina pe care noi o cinstim astăzi. Maica Domnului a fost atât de aproape de Dumnezeu, dar prin vrednicia ei. Noi trebuie să știm că Maica Domnului, atunci când s-a născut, este aceea care nu cunoștea nimic din tainele lucrării lui Dumnezeu prin ea. Dar toate i s-a descoperit la vremea lor, când Dumnezeu a trimis pe Arhanghelul Gabriel la Buna Vestire și i-a spus vestea cea mare, vestea cea bună, Buna Vestire, de-abia atunci Maica Domnului a știut planul lui Dumnezeu. Ea s-a înspăimântat când i s-a arătat îngerul.
Dar îngerul i-a spus, nu te temi, Marie, ai aflat har, ai aflat har înaintea lui Dumnezeu. Și îi spune toată taina lucrării lui Dumnezeu prin ea. Și iată, trebuie să știm că această taină se vede și din ceea ce Dumnezeu a lucrat cu Zaharia preotul și cu Elisabeta, când le-a împlinit rugăciunea lor și a trimis tot pe îngerul Gabriel să le spună această mare, acest mare dar al lui Dumnezeu. Și iată că Sfânta Evanghelie ne spune așa: iar în a șasea lună a fost trimis Arhanghelul Gabriel la o fecioară numită Maria din Nazaret. La o fecioară, la 6 luni. Dumnezeu aștepta 6 luni ca să aducă bună vestire Maicii Domnului, dar nu fără folos. Pentru că în cele 6 luni, Elisabeta deja era în luna a 6-a și s-a tăinuit pe sine fără să spună nimic. Și acesta a fost argumentul cel mare al Arhanghelului Gabriel către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Iată și Elisabeta, rudenia ta, este în a 6-a lună, ea cea care era numită stearpă. Căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Și pentru cei care sunt prea în vârstă, și pentru cei care nu au bărbat, cum este, cum era Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Și acesta a fost argumentul pentru care Maica Domnului a spus: iată, roaba Domnului fie mie după cuvântul tău. Așa s-a împlinit această mare taină și iată că Maica Domnului de-abia a așteptat să plece îngerul de la ea, că a și plecat în casa Elisabetei, dar nu ca să-l verifice pe înger, ci a plecat pentru ca să se bucure de darul lui Dumnezeu către Elisabeta, rudenia ei. Pentru că Sfânta Maria, ea era la templu și o vedea cum Sfânta Elisabeta se roagă înaintea lui Dumnezeu pentru a ridica ocara ei, că nu avea copii. Și iată acest mare dar al lui Dumnezeu față de Elisabeta. A văzut-o prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu la Elisabeta când s-a arătat-o. Și când s-a umplut Elisabeta de Duh Sfânt și fruncul a săltat în pântecele ei, și ea a spus atunci: de unde mi-e cinstea aceasta să vină la mine Maica Domnului meu? Fericită este cea care a crezut cele spuse ei de la Domnul. Fără să știe Sfânta Elisabeta că îngerul Gabriel s-a folosit de darul lui Dumnezeu către ea ca să o pătrundă de convingere pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, pe Sfânta Maria. Și să zică: iată, roaba Domnului, fericită este aceea care a crezut toate cele spuse ei de la Domnul. Dar Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, când a văzut că Dumnezeu a ascultat rugăciunea, ea nu știa că de fapt și mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Sfânta Ana s-a rugat ca și Sfânta Elisabeta cu atâta stăruință înaintea lui Dumnezeu pentru ca să ridice ocara care o avea de a nu avea copii. Și iată că Preasfânta Născătoare de Dumnezeu știa că ea este un dar al lui Dumnezeu prin rugăciunea Maicii sale și a Sfântului Ioachim. Pentru că s-au rugat cu atâta stăruință ca și Elisabeta. Și Sfântul Ioan Gură de Aur ne aduce aminte de rugăciunea Sfintei Ana din vremea prorocului Samuel, când îi se spune, ea era, avea bărbat Elcana, mai avea acela încă o soție și aceea avea copii și ea nu avea copii și avea atâta durere în sufletul ei. Și atunci s-a dus la templu și s-a rugat la Dumnezeu cu atâta stăruință, dar atâta stăruință era în rugăciunea ei, încât ni se spune că ea sta în fața Sfântului Altar în templu și preotul Eli o vedea cum se roagă și vedea că buzele ei merg singure și i s-a crezut că, a crezut că este beată și a și spus: dacă ești beată, mergi acasă și te odihnește. Și atunci s-a întors ea către preotul Eli: nu sunt beată, Domnul meu, din durerea cea atât de mare a sufletului meu am venit să mă rog la Dumnezeu, și i-a spus tot ce își dorea ea. Iar preotul a binecuvântat-o: să-ți aude, să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea ta. Și a ascultat Dumnezeu rugăciunea și anul următor Ana a născut pe Samuel. Dar trebuie să știm
Că toată această lucrare dumnezeiască de a lăsa pe oameni să ceară de la Dumnezeu cu stăruință, cu toată inima și cu zdrobire de inimă, ca Sfânta Ana i-a lăsat pentru ca să obțină Dumnezeu, pentru ca să obțină Dumnezeu un jurământ, ca cel care se va naște să fie închinat lui Dumnezeu. Și așa a făcut Sfânta Ana, a închinat pe Samuel la templu. Și așa a făcut și Sfântul Ioachim și Sfânta Ana, au închinat de prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu la templu, la vârsta de 3 ani. Noi trebuie să știm că taina aceasta lui Dumnezeu s-a lucrat numai înainte la zămislirea Sfintei Fecioare prin Sfânta Ana. Nu la vârsta de 3 ani când a fost închinată la templu, cum am spus, la buna vestire, dar ce înseamnă? Înseamnă că cel care s-a născut și orice prunc care se naște înaintea lui Dumnezeu, după cum ne-a revelat Mântuitorul nostru Iisus Hristos și a spus să nu-i disprețuiți pe aceștia mai mici, căci îngerii lor văd mereu fața Tatălui. Noi trebuie să știm, a vedea fața Tatălui de către îngerii răpiți de frumusețea acelui născut, este o mare taină descoperită nouă de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și Maica Domnului avea pe acest Sfânt Înger. Dar iată, pentru ca să ferească de ceea ce spune, va spune Mântuitorul mai departe, că după copilărie urmează adolescența, când apare, că apar urmările păcatului strămoșesc care se numesc neghină. Și acest lucru, de acest lucru a fost ocrotită și Maica Domnului. Și de aceea se numește toată stăruința ei în rugăciune la templu, în răbdarea tot ceea ce s-auzea și vedea și ea, se numește vrednicia preasfinte născătoare de Dumnezeu, de care nu s-a putut apropia păcatul strămoșesc, care la toți oamenii se numește de la adolescență, pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții. Acestea nu s-au apropiat de preasfântă născătoare de Dumnezeu. Și iată că ea a trecut pragul adolescenței, având copilăria inimii ei curată și bună, ca în starea aceea îngerească în care s-a născut. Așa va fi și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, fără păcatul strămoșesc. Așa va fi și Mântuitorul nostru Iisus Hristos și la vârsta adolescenței sale și când a fost botezat și atunci a spus, lăsați copiii să vină la mine pentru că îi văd la mine înrudirea mea cu ei. Adică inima cea curată și bună. De aceea, iată, preasfânta născătoare de Dumnezeu a fost aleasă de Dumnezeu să-și împlinească Dumnezeu făgăduința tuturor prorocilor, începând de la Avram, făgăduința aceea mare, că va fi cineva care se va naște și care va mântui pe popor, va fi o izbăvire pentru tot poporul. Îi vei pune numele Iisus, că cel va izbăvi pe poporul său de toate păcatele sale. Să ne mai mângâiem cu un cuvânt al dreptului Simeon. Acest om care îi spusese Dumnezeu, nu vei muri până când nu vei vedea pe Hristosul Domnului, a venit la întâmpinarea Domnului, l-a luat în brațele sale, l-a legănat. Dar pe cine legăna el? Era oare un prunc? Era Dumnezeu cu noi. Asta a știut dreptul Simeon, căci cu 300 de ani înainte era același care îi spusese, nu vei muri până când nu vei vedea pe Hristosul Domnului, și îl avea în brațele sale. Și l-a rugat pe acest stăpân pe care îl avea în brațele sale să-l slobozească de vârsta lui atât de mare, căci a văzut, a văzut ochii săi mântuirea pe care a gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor ca lumină spre descoperirea neamurilor. În pruncul pe care îl legăna era lumina spre descoperirea neamurilor. Și atât acest lucru ne va învăța și pe noi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a chemat pe ucenici la luarea crucii, le-a dovedit că prin cruce este apărată lumina cea lină a Sfintei Slave, a Tatălui Cerestului, fără de moarte. Și așa vom cinsti și sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci după această mare sărbătoare a preasfintei născătoare de Dumnezeu, pentru care noi suntem mângâiați și să ne aducem aminte și să ne rugăm taina cea din viața ascunsă
și de îngeri neștiută. Prin tine, născătoare de Dumnezeu, celor de pe pământ s-a arătat Dumnezeu întrupându-se și crucea de bunăvoie pentru noi luând, a mântuit din moarte sufletele noastre. Iată, Maica Domnului părtașă la lucrarea lui Dumnezeu de biruință asupra morții. Să ne ajute și nouă Dumnezeu, ca prin cinstirea preasfintei născătoare de Dumnezeu, să ne bucurăm de darul cel mare al lui Dumnezeu, prin nașterea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu cu noi. Iată Fecioara, va lua în pântece și va naște Fiul și vor pune numele Lui, Dumnezeu este cu noi, care nu înseamnă ca până atunci sub lege Dumnezeu cel atotputernic și înfricoșător. Însuși Mântuitorul va spune iudeilor așa: pe mine cel care mă cinstește este Tatăl meu, pe care voi nu-l știți. Este Tatăl meu pe care voi îl numiți Dumnezeu și nu-l cunoașteți ca Tatăl. Iată pentru aceea a venit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să ne sfințească numele Lui Dumnezeu ca Tatăl și să ne dăruiască nădejdea aceea care trece dincolo de catapeteazmă ca o ancoră neclintită și tare, deoarece a venit de dincolo de moarte. Dacă bobul de greu nu va muri, rămâne singur. Dar dacă va muri, va aduce rodul acela nasutit al nădejdii neclintită și tare, care trece dincolo de catapeteazma trupului său, de orizont, de zarea acestei vieți, ca să ne aducă nouă acel adevăr, că este o viață pe care moartea nu poate ține, dar această viață este sfințită prin înviere ca adevăr. Și acest adevăr să-l împărtășim cu toții, cu rugăciunile preasfintei născătoare de Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.